atunci în legătură cu responsabilitatea pentru evenimentele întâmplate în anii 39-41 și, în primul rând, față de crimele de la Gadin. În declarația făcută cu acest prilej, Gorbaciov a evitat un răspuns tranșat în chestiune, dând totuși de înțeles că problema este mai complexă decât versiunea sovietică oficială de până atunci. Cenzura poloneză a avut grijă ca întrebările despre crimele de la Gadin, deși a fost auzite de întreaga țară, creației transmise în direct de către posturile de radio și televiziune, să nu apară în stenogramele publicate după întâlnire. Cu toate acestea, autoritățile nu au îngrădit să-l cenzureze și pe Gorbaciov, ale cărui declarații apar în documentul oficial publicat ulterior. Textual, liderul sovietic a afirmat: acum despre exterminarea ofițerilor polonezi la Gadin. Mulți oameni în Polonia sunt convinși că aceasta s-a întâmplat datorită lui Stalin și Beria. Acum se cercetează în mod minuțios istoria acestei tragedii. Pe baza rezultatelor acestor cercetări se va putea aprecia cât sunt de justificate aceste opinii sau alte. Așa cum rezultă din amintirile lui Valentin Falin, consilier al lui Gorbaciov, părintele politicii de Glasnost și Perestroika, atunci când a dat asigurări, între alții, generalului Boții Iarusesi, că nu s-a găsit niciun document care să pună într-o nouă lumină problema crimelor la Gadin, practic Gorbaciov a mințit cu reveditar, pentru că el cunoștea exact conținutul pachetului numărul 1, fapt confirmat și de președintele KGB-ului în acea vreme, în 1988, la Dimitru Pucicov. Aceasta nu l-a predicat pe Gorbaciov să dea asigurat cu privire la importanța stabilirii adevărului despre crimele la Gadin. În mai 88, istorici și polonezi, membrii Comisia pentru Cercetarea Petrelor Albe, Majdacic, Nazareli și Martin Wojciechowski, au prezentat în acest forum expertize asupra raportului Comisiei Burdenko, era Comisia oficială sovietică, dovedind lipsa de probitate și de fundamentare a celor mai multe dintre concluzii. Cu toate acestea, istorici și sovietici, membrii Comisiei nu au obținut aprobarea Comitetului Central al Partidului, nici de a accepta, dar nici de a combate aceste versiune canonică. De fapt, chiar dacă ar fi fost de bună credință, cercetătorii sovietici nu puteau face mare lucru atât timp cât ei și nu aveau acces la o deplină documentare pe această temă. În sfârșit, o schimbare calitativă de esență în domeniul documentării de bază pe tema Gadinului, chiar dacă având în principal un caracter indirect, s-a produs abia după publicarea în 1989 a monografiei lui Cesar Majdacic. Această lucrare a introdus în circuitul științific o serie de date importante extrase din documentele provenind din arhiva personală a Reichsführerului SS Heinrich Himmler, a secției juridice a Ministerului Afacerilor Externe al celui de-al treilea atât, documentele interne ale Foreign Office-ului referitoare la raportul lui Owen O'Malley, cât și din materiale legate de șederea la Gadin a secretarului general al Turcii Rușii Proșii Poloneze, Kazimir Skarżyński. Ediția germană a lucrării menționate a fost îmbogățită cu unele materiale din arhivele post-sovietice. Un studiu retrospectiv cu privire la statul cunoașterii problematice Gadinului, în perioada premergătoare de deschidere arhivelor din Rusia, a publicat Marek Tarczynski în numărul inaugural al publicației Zeși Katrinski, Caietele Gadinului, editate sub auspiciile Comitetului Sovietic Independent pentru Cercetarea Crimelor de la Gadin. Acum, ca o concluzie, doamnă, dispunerea, chiar dacă demersurile pentru îndreptise pentru lămurirea unor asemenea aspecte complexe, precum cea masacrul de la Gadin, nu au putut fi duse până la capăt, multe dintre acestea rămânând neelucidate și în ziua de azi, este neîndoielnic faptul că încă din perioada solidarității au fost făcuți pași importanți în direcția aferii adevărului despre aceste evenimente tragice. Toate aceste aspecte reprezintă în mod implicit un exemplu elocvent al rolului pe care mișcarea culturală, în cadrul căreia publicațiile istoriografice clandestine au jucat un anumit rol, l-au avut în lupta împotriva totalitarismului de stânga de tip sovietic. Revoluțiile ulterioare din perioada postcomunistă au arătat fără pregadă faptul că, în pofida imenselor dificultăți, adevărul trebuie să triumfe. El este acuzatorul întregului sistem comunist, a cărui construcție în URSS și în Europa s-a făcut cu prețul a milioane de victime. Suferința popoarelor din Europa de Est în secolul al XX-lea, ca urmare a luptei lor împotriva sistemului totalitare, trebuie cunoscută pentru a ajuta la constituirea unei memorii democratice. Numai în acest fel se poate realiza o condamnare publică a sistemelor totalitare care au afectat destinul umanității. Și